Trei reghineni pasionați de ciclism au luat parte la prima tură a traseului Randonneurs România Brevet de 200 de kilometri. Concursul de ciclism de anduranță are mai multe etape, iar prima, pe o distanță de 200 de kilometri, a avut loc în județul Mureș, sâmbătă 16 aprilie. Sportivii au avut la dispoziție 13 ore pentru a parcurge traseul, iar în următoarea tură au demers cu bicicleta pe o distanță de 300 de kilometri. Trei cicliști reghineni plini de curaj au fost invitații lui Ghiță Zileriu la emisiunea Ora Campionilor de luni seara. Voioi Ferenț, Marin Popovici și Virgil Bălă au povestit aventura lor din prima tură a concursului de ciclism de anduranță Randonneurs România 2016, brevetul pentru 200 de kilometri. Este un ciclism exclusiv de anduranță, pe distanțe mai mari. Prima ediție a acestui eveniment ciclist a fost la care am participat noi acum, sâmbăta. Era vorba despre un circuit de 200 de kilometri care trebuiau parcurs în oră stabilită de organizator, și anume de 13 ore jumate de la stat. Exista pe acest traseu 4 puncte de control prin care fiecare trebuia să confirme. Prima etapă este de 200 de kilometri, după care vine de 300, vine de 400, 600 și 1000. Cei 200 de kilometri de parcurs au fost în județul Mureș, dar și în Bistrița Năsăud. Pornirea s-a făcut dimineața la ora 7 din municipiul reședință de județ. La 7 am pornit spre Band. Acolo aveam prima cățărare, nu mare. Trecând prin spre Sărmaș, la Sărmășel gară, am ieșit pe șoseaua principală, după care ne-am îndreptat spre Bistrița, în localitățile Țagu, dacă nu mă înșel, da, Budești. La Budești iarăși am avut o cățărare foarte frumoasă. Am ajuns în Lechința. În Lechința am dorit să mâncăm o supă, n-am reușit. Și ne-am îndreptat spre Chiraleș. De acolo, din Chiraleș, spre ieșire, am făcut dreapta spre Arcalia. Acolo, iarăși, am avut parte de câțiva kilometri de drum mai rău, până în Sărățeni. Asta deja am ieșit pe drumul de Bistrița. Ultimul punct control era la sensul giratoriu, cum mergem la Breaza. Acolo am intrat, am trecut în fața porțile Marin, da. Era soția vecinii, prietenii, galerie puternică. Vă dați seama ce-o simțit Marin când o trecut și n-o putut nici măcar să se dea jos, să dea mână cu ei, da. Așa. Și prin Voivodeni, Glodeni, Ernei și Târgu Mureș. Următoarea tură de brevet, pe o distanță de 300 de kilometri, va avea loc în 28 mai, cu plecare din Cluj-Napoca. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!